Salutare și bine te-am regăsit la o nouă emisie Meditații pentru Părinți. Idei practice de timp de calitate cu școlar mic. A zis cineva, 7-10 ani, ce facem, cum facem? Păi vă zic eu, am invitat-o pe Ramona Oroș, care este psihoterapeut, dar mai presus de tot este fondatoarea grădiniței și școala de tip Montessori. Hai să vedem ce are ea de spus din perspectiva Montessori. Bine ai revenit! Bine te-am găsit, Tili! Mă bucur că suntem aici! Hai să vedem că mă lua cu emoții! 7-10 ani, mamă! Da, e vârsta la care copilul își reafirmă independența. Dacă credeam că am scăpat de crizele de la 2 ani, iată că suntem pregătiți pentru o nouă etapă provocatoare. Oare suntem pregătiți? În care trebuie să explicăm din nou de ce e nevoie de reguli, de ce e nevoie de limite, de ce se face așa și nu altfel. Am luat direct cu transpirație. Așa, te rog, continuăm. Așa că este un moment potrivit să lăsăm copilul să conducă jocul. Uh-huh. Și să-i oferim acest timp de calitate în care să-l lăsăm pe el să se exprime și să ne propună jocuri, pentru că este o etapă a imaginației debordante în care copilul prelucrează prin joc situațiile reale pe care le vede în jurul lui și are o capacitate foarte bună de a face asta, pentru că a dobândit deja mintea conștientă care îi permite acest filtru al imaginației prin realitate. Nu mai vorbim de fantezia fără bază reală, care se poate vedea mai degrabă la preșcolar. Aia pe mine mă speria, să știi. Okay. Care în Montessori e foarte ancorată în realitate, tocmai pentru a-l aduce, a-l pregăti pentru următorul pas în dezvoltare. Vorbim aici de o imaginație aproape științifică și exactă. Și care are nevoie de acest filtru, de a filtra realitatea prin experiența personală. Așa că poate să fie o experiență de neuitat să lăsăm copilul să construiască jocul și să ne conducă în jocul lui. În același timp putem profita de noile abilități ale copilului și putem avea chiar jocuri aproape ca de adulți. De exemplu, putem să ne jucăm cărți. Tabinetul este un joc extraordinar la această vârstă, tocmai încep să învețe adunările cu și fără trecere peste ordin, deci iată ce lucruri de explorat. Iarăși așa numitele boarding games de la Piticot, care da, este iubim, unul simplu. Noi iubim, da, îl iubim. Și uite, de curând, noi în fiecare duminică, sau mă rog, aproape în fiecare duminică, ne strângem la masă la mama, fiindcă suntem foarte uniți așa ca familie și ținem foarte mult la acest abiet. Și la un moment dat, nepoțica mea de 15 ani, care este, în fine, o domnișoară în toată regula, a venit cu un joc, din păcate nu-i mai țin numele, minte numele, promit să îl aflu și pe site-ul Liții Biții să-l regăsiți, la descrierea emisiei. Și toată familia s-a jucat, inclusiv Sofia, care era cea mai mică și era foarte greu, adică să se joace, dar era cu întrebări și la un moment dat, știi, cineva trebuia să simuleze o situație și fratele meu a zis mare, nepoata mea a zis mic și dintr-o dată s-a auzit Sofia, mediu! Și mi se par foarte, drumul, da, mi se par foarte tari jocurile. Da, copiii pot merge până la jocuri de strategie, ca de exemplu Catan, în versiunea de bază, mi se pare un joc excelent și suficient de complex, dar suficient de simplu pentru copilul de la această O idee vârstă. Practică, Ramona, ar putea să fie și, nu știu, ordinea, strânsul lucrurilor? Hai să vedem ce mai avem de făcut prin casă. Am niște vești proaste la vârsta asta. Perioada de senzitivitate pentru ordine s-a terminat. Aceea este undeva la nivelul 3-6 ani. La preșcolar, acolo trebuie să profităm de inclinația lor către ordine. Și dacă nu s-a produs miracolul, adică la 7-10 nu mai putem să insistăm? Putem să insistăm, dar nu va fi probabil un timp plăcut petrecut împreună. Dar când după urmează 10-14, e mai grav. Se spune, în Montessori se spune că în acest plan 2 de dezvoltare, se cheamă, al școlarului mic, copilul are nevoie de ordinea ideilor. Și este foarte important să punem ordine în concepte și să explicăm cum funcționează lumea, mai degrabă de ce este important să avem ordine în cameră. Uite, vezi, de asta îmi place mie de voi. Sunteți relaxați? Așa. Așa, da. Pentru băieți. Da, ia și uimește-mă. Și nu numai pentru băieți, dar și pentru fete. Este o idee bună, dacă n-ați început, să începeți cu lupta corp la corp, care poate fi o activitate foarte interesantă. Cum adică?
adică să vă jucați pe podea. Așa. Să lăsați copilul să vă împingă, să sară. Ca un fel de wrestling, așa? Ca un fel de wrestling, da, în care fiecare își... Își, da, măsoară forțele. Asta și... e activitate între tătici și băieți, nu? Că mă gândesc că mămică... Dacă vrei să te sustragi, da. Ce-ar face o mămică un astfel de joc? Pentru că copiilor le place foarte tare să sară pe toate părțile corpului tău și se pare foarte distractiv și este un contact fizic. Și la mine mi-aș dori să le protejez, da, în acele părți ale corpului meu. Puteți stabili niște reguli. Niște reguli, da. Da, da. Veni cu un costum și special. Și niște coduri, da, despre când devine mult prea neplăcut să vă puteți opri. Ideea este că sunt foarte multe lucruri pe care le putem face. Sunt foarte multe lucruri, iarăși dacă contactul fizic poate nu e așa de agreat de către mămici, putem să ne batem cu apă. Prin casă. Prin casă sau da, voi chiar sunteți relaxați. Voi chiar sunteți relaxați, mămică. Da, sigur, și noi toată ziua, bună ziua, ne batem cu apă. Acum lăsând gluma la o parte, pentru că este o realitate. Vreau să fac așa pe dura, dar n-are nicio legătură cu realitatea mea. Zilele trecute eram cu Sofia, erau vreo 6 fetițe la noi în casă, făceam clătite, uh-huh, și le-am spus, le făceam o poză și am zis, aruncați puțin cu făină așa, uh-huh, pe sus. Grațios. Nu, dar nu vrei să știi cum a fost. Adică tot, a fost covorul, tot. Și la un moment dat aveam un prieten care era fotograf și îmi spunea, ai nervi. Și am zis, cred că astea vor fi cele mai frumoase amintiri ale Sofiei. Faptul că nu stăm să avem discuții pe nimicuri și pentru că pot să vin cu un aspirator și să strâng, sau să pun și pe ea să strângă, cred da, că da, ajută, sigur, foarte mult să fie un copil fericit. Și s-au distrat, mm-hmm, minunat. Deci au ieșit, au un video senzațional în care, mm-hmm, țipau, erau cu dresurile prin făină, pe parchetul meu, pe... foarte frumos, mm-hmm, a fost. Aș vrea să mai spun un joc foarte fain. Băiatul meu îi place foarte tare. Eu nu mi-l amintesc din copilăria mea. Se cheamă Al Negru Nu și Da. Nici eu nu știu despre el. Este așa, unul spune, una dintre părți trebuie să spună Al Negru Nu și Da, ce cadou ți-ar plăcea? Și cealaltă parte răspunde. Ideea este că cel care a început primul jocul trebuie să-l facă pe celălalt să spună Alb Negru Nu sau Da. În momentul în care celălalt nu este atent și răspunde cu una din aceste cuvinte, atunci a pierdut. Uh-huh. Și este tot așa un joc de strategie și un joc al minții, pentru că trebuie să-l iei pe celălalt prin învăluire, să nu-și dea seama până la urmă ce-l mai întrebi și în mod instinctiv la un moment dat să răspundă cu da, cu nu, dacă să-l cauți și o să găsești în librării? Bă, nu știu. Nu? Cred că l-am învățat la școală. Noi îl jucăm foarte mult în mașină. Pentru că e un joc foarte fain de mașină, cum este și fazan. Foarte tare, da. Ia să-l caut. Am să-l caut și pe internet. Mulțumesc frumos, mm-hmm, de pont. Să știi că, din păcate, ne-am apropiat de final și trebuie să-mi iau la revedere de la tine, dar și de la ascultătorii mei, cărora le spun și le transmit și insist să intre pe site-ul Ițibiții, fiindcă vor găsi acolo foarte multe articole utile. Dar de ce nu și emisiile colegilor mei, care sunt atât de simpatici? Cât despre noi, ce să vă zic? Ați ascultat-o pe Ramona Oroș, cea care a fondat grădinița și școala de tip Montessori și este psihoterapeut, dragilor, și va da niște ponturi foarte, foarte tari, adică niște idei practice de timp de calitate cu școlarul mic de la 7 la 10 ani. Ce școlar mic, măi? Că fata mea mai are puțin și mă întrece și nici n-a intrat la școală. Atât de înalte. Nu știu ce mănâncă copii ăștia în ziua de astăzi. Da. Te îmbrățișez și te mai aștept, Ramona, să vii, ai înțeles? Sigur. Promite să te aud toată lumea. Promit. Așa, bravo, da, da. Mersi.